Preotul Vasile Antonie Tamaș, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați pentru acțiunile de binefacere pe care le face zi de zi, a venit cu câteva rânduri sau povețe interesante despre ce să nu faci atunci când ajuți pe cineva. Conform mesajul.ro, când faci un bine, roagă-te bunului Dumnezeu ca răul pe care îl vei primi înapoi să nu fie prea mare, a fost mesajul preotului devenit rapid viral. În ultima vreme, povețele și cuvintele sincere pe care preotul Tamaș le spune în mod direct au umplut rețelele de socializare, cum ar fi ce să nu faci la o înmormântare, și anume 10 chestiuni. Nu lua coroane, sunt total inutile, pune o sumă de bani într-un plic și oferă plicul familiei îndoliate. Nu comenta în legătură cu mâncarea de la pomană, nu ieși la all inclusiv în Bulgaria, nu vorbi de popa, că te poate pune cineva să vorbești în fața câtorva sute de oameni, faci atac de panică. Nu pune bani lângă mort, în rai nu se intră cu șpagă, nu mai strâmba nasul când simți fum de tămâie sau te deranjează, mai știu eu pe cineva. Nu vinde tot din casă pentru a da la rude, înmormântarea nu este faliment. Nu le duce rachiu în exces groparilor, când scapă sicriul nu îți place. Nu prețul sicriului este important, am văzut sfinți între patru scânduri și cămătari în sicriu de 1000 de euro. Nu mai arunca băutură pe jos, de sufletul răposatului sau pentru că i-a plăcut, în rai nu mai bea el țuică. Nu îți lăsa barbă dacă nu dorești, doliul se ține cu fapte bune, nu cu fire de păr neîngrijit. Preotul a mai spus și ce să nu faci la o nuntă. Nu te îmbăta în primele 3 ore, îți faci nevasta de râs. Nu dansa haotic, ești total inestetic într-o cămașă roșie udă. Nu urla și nu le povesti viața personală celor de la masă, crede-mă, nu îi interesează. Nu comenta în legătură cu mâncarea, te-ai dus la un eveniment de suflet, nu lua o cantină socială. Nu obliga pe nimeni să danseze cu tine, nu mai trage de oameni dacă ești băut. Nu obliga pe alții să facă poze cu tine, crede-mă, nu le primești niciodată. Păstrează curățenia când mergi la baie și când ieși, bagă bine cămașa aia în pantaloni. Nu ține mirii de vorbă, nu au niciun chef de amintiri de când erau ei mici, după o zi de o asemenea încărcătură. Nu fă ca un sălbatic când se cântă, un trandafir crește la firida mea, pușca și cureaua lată. Sunt unii care nu reacționează pozitiv la o asemenea melodie. Pleacă la timp, nu ești obligat să stai până la 5 dimineața. Apropo, ușa o închide portarul de la sala de evenimente. Am mai adăugat încă 2 chestiuni care se adresează familiei. Nu-i purtați pe miri de la 7 dimineața cu tot felul de obiceiuri pe jos, pe tocuri, călare, pe dealuri, pe la fântâni. Oamenii ăștia trebuie să fie într-o stare bună fizică și psihică, pentru că îi așteaptă o zi lungă. Lăsați mirii să doarmă până la amiază. Nu fura mireasa dacă ești beat. De ce să furi mireasa să te urci beat la volan și să mergi pe drum cu ea? Și în special când vii înapoi și negociezi prețul miresei, nu mai cereți fraților atât alcool. Mergeți și cumpărați-vă de la Carrefour. Ce Dumnezeu, parcă n-ați mai băut niciodată. Relatează mesajul.ro.